Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe șosele din țară. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, pe autostrada A2 București-Constanța, tronsonul Megidia-Murfatlar-Constanța și pe autostrada A4 Ovidiu-Agigea s-a depus astăzi un strat subțire de zăpadă. Drumarii au intervenit cu utilaje pentru îndepărtarea zăpezii. În zonele în care a plouat slab sau a fost lapoviță, arterele rutiere sunt acoperite cu polei. Polițiștii le recomandă șoferilor care circulă pe șoselele acoperite de gheață și polei să nu plece la drum cu autovehiculul echipat necorespunzător și să utilizeze cu precădere frâna de motor. De asemenea, le recomandă să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță corespunzătoare față de ceilalți participanți la trafic, în scopul evitării coliziunilor. Până duminică la ora 16 este în vigoare o informare meteorologică de vreme rea în toată țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea este în curs de răcire accentuată, iar vântul cunoaște intensificări, ajungând la peste 50 de km la oră în majoritatea regiunilor. Pe litoral și în sudul Banatului, viteza la rafală este de până la 70 de km la oră. Începând de noaptea trecută, sunt semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în Oltenia, Transilvania, Dobrogea, Banat, Crișana și la munte, iar pe arii restrânse în Moldova și Muntenia. Potrivit ANM, de mâine, mercurul din termometre se menține sub 0 grade și în timpul zilei. Nopțile de săptămâna viitoare vor fi geroase, în special în nordul, nord-estul și centrul țării.